Medicii de la Smurd, cei care au preluat-o după apelul la 112, confirmă că fata are arsuri pe 9% din suprafața corpului, adică pe întreaga față, și spun că a avut mare noroc că a închis ochii, altfel ar fi rămas fără vedere. Echipajul Smurd a intervenit pentru acordarea primului ajutor unei paciente de 20 de ani, care prezenta arsuri de gradul 1 la nivelul feței, în urma manipulării unui recipient cu o substanță chimică de menaj. Roșie caracul, fata a ajuns la Spitalul Județean Argeș pentru îngrijiri de specialitate. Stă cineva cu acid? Da, cu ce? Soluție chimică. Am făcut bagajul să cumpăr o soluție pentru aracaz, era vorba cu mine și ne-am lăsat cu ajutor. Tânăra a refuzat să rămână internată, dar va urma un tratament strict. În astfel de cazuri și inspectorii OPC trag un semnal de alarmă despre pericolul pe care îl reprezintă folosirea unor astfel de substanțe uzuale. Detergenții pot fi periculoși în contact cu pielea. Acesta este motivul pentru care aceste produse au pe recipiente și le au și pentru că producătorii fac asta, dar și pentru că noi impunem acest lucru, sunt chestiuni pe care le verificăm periodic, anumite fraze de avertizare și anumite precauții. R36, iritant pentru ochi și piele. R50, foarte toxic pentru organismele acvatice. S2, nu lăsați la îndemâna copiilor. S24, evitați contactul cu pielea și ochii.